Studenții basarabeni din Timișoara astăzi, în 24 ianuarie, celebrează totuși mica unire de la 1859 și ne-am adunat într-o discuție publică, cum o numim noi, să facem ceea ce știm mai bine, să discutăm despre tot ce se întâmplă acasă, se întâmplă în Republica Moldova. Nu suntem indiferenți, contează foarte mult ce se întâmplă acolo. Chiar dacă suntem la studii, poate nu suntem acasă, nu ieșim direct în piață, nu ne manifestăm nemulțumirile, cel puțin noi am zis că să mergem la o masă de discuție, cel puțin noi să căutăm anumite soluții, să ne punem întrebări și poate că găsim și răspunsuri. Și după cum, după o oră de dezbatere și discuții, pot să zic că tinerii au idei, au inițiativă și chiar și unii își doresc să se întoarcă acasă să facă schimbarea, că până la urmă schimbarea este în noi, în tineri. Astăzi ne-am adunat aici la Consiliul Local, în primul rând să marcăm mica unire, cea din 24 ianuarie 1859, și cu acest prilej am făcut o mică dezbatere pe tema ce se întâmplă acum în Republica Moldova și soluții la ce ar trebui să fac actuala guvernare pentru a scoate țara din acest impas. Noi am fost și săptămâna trecută în fața Consulatului Onorific al Republicii Moldova pentru a transmite câteva mesaje actualilor guvernanți și anume să respecte și să implementeze acordul de asociere și noi credem că aceasta este cea mai bună soluție la moment pentru Republica Moldova.